O să hai să le ducem acolo. Poate îl vezi. Nu. Du-te mai, nu, lasă. Du-te tu și adu din mașină, vezi că mai sunt bidoane. Borcanele și da, borcanele. Hai. Alea le-ai luat de stors? Vii cu ele în față. Și vii cu ele în față. Păi nu-l facem aici? Nu, mă, direct acolo la vii în față. Hai. I-am zis lui Livius, vezi cum faci cu aia, să o băgăm pe aia bună la rece, să o păstrăm, eu dăm pe aia alaltă. Pe aia rea i-am dat-o lui. Duceți-vă până la Sandy, cereți-i așa, vase pentru clătite, știa, și o de-asta, oplit. De făcut clătitele? Da. Deja intrase în vria aia de spectacol, că era târziu. Trebuie să facem, să facem, să facem. Hai! Păi și nu ne arăți sau cum faci? Aici mă ne arată fata asta. Și nu faci tu? Fac eu. Pac, 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 am venit aici cu toate alea, o, fericirea, mărin. Haide, bă, să fă-mi și mie o clătită, tătica, tătica, fă-mi și mie o clătită. Nu e în stare, mă, lasă-l-o. Nu e în stare nici măcar o clătită să facă. A, nu ești în stare să trebuie să-l fac cumva, să vadă că el, că nu ești stare să facă clătită. Lasă-mă, lasă-mă! Pe toată ziua asta, în loc să intrăm noi liniștiți la spectacol ca omul, să ne bucurăm și noi de o seară de circ, pe ce se putea? Ne-a mărit, ne-a dat altă sarcină de făcut. Aveți lămâi, aveți torcător, aveți pahare, aveți vas unde să puneți lămâile, vă aduce acum cuțit și ăsta tăiați. Curățați câțiva saci de lămâi, să facem limonadă pentru public, să vindem. Munca nu se termină niciodată pe Tarlaua lui Neamărin. Prima fază a apărut o misiune ușoară. Neamărin, e greu ce mi-ai dat de făcut. Mi-a dat un storcător de ăla de trebuie să pui lămâia, să te apeși, să mă apeși, să freci acolo ca până te ia naibii. Mamă, deci jur că plec acasă cu brandul ăsta dublu. Prima oară l-aș mirgheluit, numai cu dreapta, după aia l-a bolsit numai cu dreapta. Acum l-a stors lămâia. Și tu pui toată forța, ce să-ți fac? Te rugăm da, să le ia vină mă, coasă, să luăm noi tigăi. Vină mă, coasă, să luăm noi tigăi. Și de-alea de tors clătitele. Cosmin. Și Polonico. Cosmin. Polonico, perché uno... Hey, pitico. Si. Calami, calambara, via, hey. Facciamo o pasta tigaie olei, no? Tigaiele nu e Polonicio, capaci capic, pu. E Polonico, tu puno... Ma ce-i Polonico? Ma che Polonico, tu iei aluatul, pui aici, cu ce-l iei și-l pui aici, lingură. E casa ta, unde e? La lingură mare. Aha. Asta e muzica pe care asculti tu. Pac, a dat drumul la muzică, am dansat da. Puțin. Grazie. Până a venit Nentu Mărin de nebun și ne-a prins. S-a supărat, normal că s-a supărat. Eu m-am bucurat că s-a supărat, că merită. Nu l-a ajutat. Dar eu nu fac, bă, tu crezi că eu mie merde de asta cât te fac eu toată ziua și... Tu ai zis că nu e păi, dar pot, mă, ce mare lucru! Soția lui Sony tot se băga în continuu. Hai că fac eu, du-te, bă, de aici, că avem o cioacă cu Nea Mărin. Lasă-l pe el, lasă-l pe el, că s-a lăudat. Unde e aia care face? Păi n-ai aia? Direct? Nu știu. Hai. Lasă-l pe el, am spus că m-ai mâncat. Hai de vino că te-ai lăudat. Nu fac, dacă spun că nu fac. Prac, bac, 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 bac. Nu e în stare să fac o clătită. Bine, nu vă spun când m-a rugat de el. Tătica, fă și mie o clătită. Lasă-mă clătită. De ce vrei, mă, să el tot timpul, tăticuță, vreau și o clătită, vreau și o clătită, vreau și o... Băi, Livrio, lasă-mă în pace. Dai teroare, omule. Tătica, fă și mie o clătită, tătica. Gogonase ochii lui, cum îi gogonează el. Plecă, mă, Livrile, Livrile nu mă enerva. Livrile nu mă enerva, pleacă de aici. Și eu tot spuneam, tătica, tătica. Pleacă, mă, de aici. Pleacă, mă, de asta îl reneg. Stai, mă, ia mâna după mine. Tătica, fă și mie o clătită, tătica. La terminat, psic. Până l-am zis, bă, te pui cu nebunul, hai să fac o clătită. Vine cu asta, vezi. Vrei să o coci bine? Să fie prăjită bine? Vrei să fie prăjită bine? Da. Pă bună! Pufoasă așa cum trebuie. Băi, nene, deci eu am apă în gură și acum. Ăla nenorocit pe care l-am făcut noi, cu oțet, cu bicarbonat, cu curcunul meu, okay, cu ciormorce, a ieșit așa... fin și pufos și... Stipa, ia mă, papă, mă, papă.
Deci am vrut să nenorocim și ne-am nenorocit noi, că arată mai bine decât aia bună. Dumnezeu are grijă de neamărit. Oriceva s-a întâmplat, cineva m-a boicotat. Dar asta o să aflu pe filmare. Trei mari și... O limonadă? Yeah, prima limonadă vândută! Eram stresați pentru că apusesem o zi grea și eram obosiți, dar Seleși era cel mai coleric dintre toți, curgeau apele pe el și se agita, era în toate direcțiile, vroia să dea și popcorn, și sucul, lua și banii, dădea și restul. Eu am mai făcut poze cu cei care intrau, am mai vândut popcorn. Neamărit! Nu intră polonicul, bre! Pentru că le-am promis oamenilor toată ziua pe stradă, la Porta Voce, că o să vină și Dorian, a trebuit să-l sun pe FaceTime ca să le arăt că a venit și Dorian, dar e pe drum. La Circo Aquatico Beluci! Dorian Popa! Gălăgie pentru Dorian Popa! Gălăgie pentru Dorian Popa! Hai, Doriane, că avem limonadă! Te așteaptă toată lumea, să știi! V-am promis, l-am adus. Mâine o să fie în carne și oase. Neamărin a adus oameni pe care ne ajută și lume le da mai multe importanță la ei, că sunt vedetele și vorbește bine de show și le invită să vină în spectacol. În circ am avut diverse incidente. M-am mușcat foca, m-am mușcat cocodrilul, m-am mușcat leu. Pe maica mea avea mâna care atingese pește de mâncare la rechin și a lăsat o mână așa și vorbea cu altcineva în spate. Și un rechin a ieșit și l-a muscat pe mână. Sora mea a avut un incident cu animale. Ea tinea elefantul cu soțul lui și un elefant l-a lovit și sora mea a murit. A lăsat 4 copii de... vârsta micuță. Și după asta tragedia, după 9 ani, s-a întâmplat încă o dată cu cuniatul meu de sora mea. La fel, acel elefant care a omorât sora mea. L-a omorât pe meu cuniatul. Però asta e viața noastră, treaba noastră. Asta înseamnă circo. Spectacol trebuie să merge mai departe. Seara asta nu vom performa pe scena circului pentru că nu știm ce avem de făcut și am fost invitații lui Neamărin. Trebuie să urmărim ceea ce urmează să se întâmple pe scenă și să fim foarte atenți la ce momente se vor juca pentru ca să ne dăm seama în ce ne putem integra și ce putem duce. Tatiana se mișcă într-un fel și are o atitudine. Wow! Cum s-a îndoit ea asta și are și un zvâc, așa e, foarte știe. Dar mi-aș dori să fac un 0,1% din ce face ea. Uite, Nami, uite-te la ea, e nebun la cap! Pac, e toată artistă, foarte mișto, Gagica. Tatiana, ești dată dracu! Am mai văzut numere cu hula hops, am mai văzut la fel numere și cu acrobații, dar fetele au un exotism anume. Au o atitudine foarte, foarte, foarte potrivită pentru ceea ce fac și au o atitudine din care vreau să fur. Nu știu dacă aș putea să fac numărul ăla atât de super extraordinar în care să-mi bag 100 de cercuri pe mine și să încep să le învârt. Asta faci tu mâine, nu? Așa poți să faci tu mâine. Păi, am dat mâine. O să da, zici că poate mai bine. Am zis că măcar să reușesc acolo cu 1, 2, 3, 5 cercuri, că oricum pentru oameni o să fie o surpriză plăcută. Nu se așteaptă să te vadă în ipostaza aia de circar. Sunt convinsă că sunt toți la fel de talentați pentru că toți se antrenează în același timp, în fiecare zi, la fel de mult muncesc cu toții și sunt la fel de implicați în ceea ce fac.
deja suna provocare pentru mine. Era acolo pe lista de lucruri pe care aș putea să le bifez în acest program. Rămâne doar în gât, fii atentă. Abia aștept să văd cum ne integrăm și noi, abia aștept să văd pe unde mă strecor, în ce număr, pentru că vreau să fie și un număr mișto, spectaculos, chiar dacă va fi mai mult de muncă și sper ca Nea Mărin să-mi dea voie să fac ce vreau. Când am văzut cauciucurile alea imense, fa, asta e de mine. Mi-am notat eu silk, mi-am notat eu cercuri, dar mi-am dat seama că de fapt pe parcurs ce înainta show, lucrurile erau din ce în ce mai spectaculoase și că era provocarea din ce în ce mai mare pentru mine. Eu mă tot uitam și ziceam în sinea mea, zic, bă, dar eu în ce mă bag, că nu mă pot arunca nici cu aia, nici cu aia. Ciao! Aia acolo, da? Vine cu mine! Maurizio e o dulceață! Maurizio e sufletul spectacolului. Mersi! Maurizio a luat-o pe Ruby la numărul cu mașina, că după cum știți... Și-a greșit persoana total, că asta la cât e de zurlie. Închide ușa! Stinge lumina! Aici! Bine, hai! Cine e acolo? Din punctul meu de vedere, dacă l-aș pune pe Marga, Cruda și acum Ruby, eu cred că Marga a fost cea mai bună. Nu, deschidea, nu aia, nu aia. Are niște turați. Ruby a improvizat, dar a improvizat un pic mai mult. Auzim muzică din asta, de dragoste, i-a sărit, ia pe Joker, nu o să aștepte să o pun pe Joker. Pentru Joker! Deschide Joker! Ah, si, si, si! Olvidato, olvidato! Frâna! Resuscitato? Da! Maurizio îi face ce-mi place mie să fac, să interacționez cu oamenii, să mă prietenesc cu ei. Are mereu câte una sunt mânecă și este foarte funny și este preferatul meu. Ruby, te bagi aici? Auzi, mă, ce ne-am mărit să fac eu? Ia uite, asta ce vreau. Asta? Da. Băieții ăștia zburau, bă, frate, să dădea ăla cu leagă, nu tura, 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 completă, eram genul, wow, unde zboară ăștia? Ne mi-e chiar mai când îi văd cum se balansează, nu se da, face. Frate, mie rău, aoleu! Mai sărea câte unul de pe el, mai ateriza pe nu știu unde, mai dădea ăla o tură, să dădea peste cap, zic, maică-mea. Bă, da, voi când erați mici, v-ați dat cu leagănul, cine v-a explicat cum trebuie să te dai cu un leagăn, v-a explicat total greșit. Nu așa, mă, băieți, că faceți buf. Bă, da, o schimbat costumele acolo, m-a nenorocit.
Bă, m-am încurcat rău de tot. N-am înțeles cum le schimbă, le duce, le... Bă, dar într-o secundă. Nici o secundă, o sutime de secundă. Gata, ținuta. Îmi place? Nu prea-mi place. Schimbă. Selecție, ești șocat! Adică îți dai seama ce poate fi mai frumos de atât pentru o femeie să fie gata, îmbrăcată, schimbată, în aproximativ o secundă. S-a părut genial, mamă, dacă aș avea și o cabină de asta acasă când trebuie să plec undeva sau când trebuie să mă pregătesc de concert sau când mă așteaptă jos soțul în mașină și îmi dă în continuu mesaje. Coboară, 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 coboară. Genial, genial. După care, cine crezi că a urmat? Eu, Sele și Liviu Vârciu. Eu și ne mâncat, și ne spălat, și ne nimic. I-am zis. Chiliu, Chiliu, ai Chiliu. Te pune să fii personaj și m-a pus acolo cu o sabie și cu mâna în șol, stăteam acolo, era Liviu și cu Anda și cât a lucrat cu Liviu și cu Anda, am stat așa, mă tot fereau, gata, o stau aici. Muzica! Ne-am distrat foarte tare. A fost cu improvizație maximă, pentru că, na, se leșie și de meserie, adică te aștepți la el că e ofertant pentru el și are ce să-ți arate omul. Mă, și m-am uitat la sabia aia și la un moment dat când m-a văzut că stă așa, pac, am stat înapoi cu sabia, am dus-o așa și s-a rupt sabia. Ți-a zis să rola duce că ne strică spectacolul. Sabia era mare și făcea... Și după aia mi-a dat un pistolet, tatătuca. Cum să faci cu pistolul? Faci... Ok. Nu știu pe cine treia să împușcăm la final, mă, n-am apucat să fac și eu ce treia să fac, că s-o terminat. Stai! Stai! Stai, Coridaiu! Și am scurtat cumva momentul eu. S-a făcut Anda că moare, eu am pus-o jos, am resuscitat-o și ăla era momentul când, cumva la final, când Maurițiu trebuia să ia pistolul, să împuște, să împuște și el, să mă puște și pe mine și bla 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 bla. Și numărul lui Ivan, cu care s-a încheiat acest show, mi s-a părut cel mai tare și cel mai provocator dintre toate. Ce face el? Că n-are inele, n-are nimic, e doar pețile alea. Ivan face ca toți de acolo, se urcă, se coboară. Înțelegeți expresia aia cu rămâi ca prostul cu gura căscată? Așa eram eu. Asta-i tare! Aaa, ce tare! Aaa, ce tare! Mi s-a părut bestial, senzațional, omul super talentat și m-a fascinat numărul lui. Mamă, s-a fost numărul meu preferat! Fata, tot fata e! Tot fata, da! Spectacolul este foarte frumos și am muncit foarte, foarte mult ca să facă toate numerele astea. Un spectacol de circ fără animale, foarte frumos. Bravo, cu acrobații, cu trambulina, cum s-a rucă ei în sus și cad pe aia. Ferească Dumnezeu! Per total, conceptul show-ului e unul foarte frumos pentru că au un concept cu supereroi, în care toți care vin aici cu copii pot regăsi personajul favorit. Pentru că eu știu asta, că și fata mea are personaje favorite. Personaje pe care le adoră și le divinizează. Yeah!
Orice număr ne-am alege să interpretăm, să executăm, ne va fi greu și nu vom putea face fără repetiții la greu. Se vor gândi și în seara asta și mâine la micul dejun o să stăm de vorbă, o să facem o ședință, să vedem unde putem să ne intersectăm cu ei cu spectacol. Prost. De ce sunt prost? V-ați ce mai nu, dar tu ți-ai făcut asta? Nebunul ăsta și-a legat o chingă din asta ca să încuie prinăuntru. E frică să nu cumva să intre o noapte peste ei, dar nu facă chestia asta niciodată. Da, hai trezește-te, trezire, hai să te trezești, dacă nu... Du-te! După care m-am dus la Ruby. Ce naibii facem? Neața, așa, ia. Ia uite așa, așa. Măi, Anda, mă! Cine era cu neamării și bătea cu pumninușă? Colega mea și sora mea dragă, pe care iubesc foarte mult. Neața, ia uite, s-a trezit. Mă simțeam nu cu o mușcă, cu toate muștele din Arad pe căciulă. Bă, lumea e deja acolo, muncește, eu am venit la concert, zic, hai să mă grăbesc să ajung la ora apelului. Johnule! Și ajung la 9:30 în tabără aici, Johnule. Toată lumea dormea. Ia uite că sună Rubina, bă, băiatule. Bă, dar m-ai auzit? Ce ai făcut? Că Rubina, într-adevăr, mi-a auzit muzica și m-a sunat. Cum adică, Găios? Păi cine vine, bă, în stilul ăsta uriaș? Aoleu, băiatul meu, 782 de kilometri am parcurs, Johnule. Ca să știi tu bine, nu eu toți. După jumate, eu jumate, hăți. Păi cum o să ajung eu la 9:30 și lumea să sforăie, mă, să doarmă în bocancii statului? Zic, unde-i neamărină la care la 5 te lua cu nuiaua de întâi zi? Eu îmi puneam alarma. Ce faci, mă? Ce să fac, bine? Ai venit după la noi? Ce? Ce? A fost de bunie după ce ai plecat. Și nu ți-am simțit lipsa. La propriu sau la figurat? Nu ți-am simțit, la, și la propriu și la figurat. Aia e mai rău. Nu ți-am simțit lipsa pentru că toată lumea m-a udat cu apă din toate părțile. Tu știi că eu eram ăla care făcea măiete, nu mai sunt eu cel care. Am îmbătrânit foarte purt. Dormi bine, băiatule? Maxim. Da? Dar să zic că toată lumea s-a trezit, nu? S-a trezit și voi? Intră tăbară peste tine și hai, hai, acum îmbrăcarea și la micul dejun. Hai, deșteptarea! Deșteptarea! Toată lumea e afară și voi nu! Ce să faci bine afară pe căldura asta? Păi să mâncăm! Orice om normal când se trezește dimineața mai are nevoie de ceva. Liviu mai are nevoie de 2 ore de somn după ce îl trezești. Eu, de exemplu, vreau să mă duc la duș. Cum să te duci direct din pat, din visele tale frumoase? Cum să te duci direct la masă? Fii atât mai bine, nu mai vii mata cu două farfurii. Da, vi le aduc acum, acum, acum. Păi uite, n-ai zis? De ce 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 n-ai zis? A început să le placă să aibă masaj cu florile dimineața. Ai înviorare, trebuie să le fac așa de la cap până în degetul mic. Înviorarea, înviorarea, gimnastică. Și noi seara la mata să-ți facem înviorarea. Eu am să mă ocup personal să-l trezesc pe Neamărin la ora 2:30 dimineață. Și o să bat și eu la geam, mai vin peste 20 de minute, iar mai bat la geam, iar iau două nuiele, iar iau praștia, iar îi dau, iar îi fac, iar îi dau, băi, trezește, hai la masă, bă, tu da, ba, 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 ba. Uite, mă, cu ce doarme la cap, uite, cu ce doarme asta, cu ce doarme asta la... Dar nu faci asta. Dar de ce dă cu cea? Păi poate mai gătim ceva. Dar știam că m-a tavit cu ouă, vrei să așteptăm cu roșile. Aha, stai, dar ține, ține asta, prinde ceapa, prinde-o că te aducă, prinde-o. Hai. Mi-a stricat zenul. Uite, sunt niciun... Ceacrele turburate, uite. Dar nu rămâne așa. Nu rămâne așa. Ne vom răzbuna? Te pup, mă, mi-a fost doar de tine, mă, să mor eu, mă, te pup. Hai, ia-ți bagajul. Ai mașina ta verde? Da. Verde, culoarea broaștei. N-am văzut mașină verde așa. Ăsta face tot ce e posibil să iasă în evidență, să-l vadă lumea. Așa, așa ai condus în ciorapi? Așa am cântat. Și... Vorbești serios? Păi da, așa se poartă acum, da? Neamărine. Vrei să zic că te-am dat pe 630 pe papuci ăștia, mâncă mea și sufletul să-l mănânc? Nu mai contează când... Dar cum, așa te duci la concert în papuci? Apare Dorian cu niște ciorap de așa până la genunchi, cu 40 de grade afară, zic, ia uite, bă, mâncați ce fashion asta, zic. Bă, vreți să vă spun o premieră mondială? Play, Eu, în viața mea, nu am stat într-o rulotă.
Pune-ți este prima oară în viața mea. Pune-ți o dorință, o să nu uiți. Să te distrezi. Doamne ajută. Hai, bagă-te acolo să-ți pui astea frumos așa. Ai sufragerie, ai dormitor, ai baie, ai tot ce... Uite, mă, vorbesc serios. Wow, ce rustic. Când am intrat în rulotă, primul lucru mi-a stat nas un loc. Doamne, doamne, ce rulotă. E o rulotă cu un pat foarte mic, înțelegi? Explică-mi și mie că eu efectiv nu înțeleg. Cum mi-au găsit mie patul ăsta, mă? Cum intru acolo, mă? Păi bune? Parcă la Rubic am văzut un Instastory, arăta mai mare, mă. Ori că am venit eu ultimul ca prostul, știi cum e, ultimul venit, ultimul servită? A, v-ați luat ca la asta, mă! Au venit ăștia cu ciorapi, tot așa, până aici lungi, dar diferite culori. Când i-am văzut pe aia, am râs să mor. Uite, ăștia-s prietenii mei și el, tu ești prietenul. Salut, băieți! Uite, Ian, încântat! Uite-te, uite-te! Bă, am crezut că vii să mă bați cu ei, mă! Nu, mă, dar uite-te, fii atent, uite toți cum sunt. Păi, dar uite, mă, și-o scumpie ești. Ce n-ai înțeles? Asta e moda. Bine. Asta e hățul. Foarte tare. Vezi? Auzi? Băi, asta e moda, asta e hățul. Păi să-mi pun și eu. Dorian e trendsetter. A vrea să arate că e cel mai tare aici. Să-ți dau bifuse și o vizanță le ai, sau clapacioci? Ce stale, mă, clapacioci? Un fel de mănuși de piele fără degete de... Neamărin! Mama, apă! Sunt în duș dezbrăcată, faceți ceva! Neamărin! Și am furtună, dar... A ieșit de acolo? Acolo, dar nu și, mai e. Și ea îndai acolo? Cu periuța în mână și... Stai așa, că pot să-i dau drumul la ăla, da? Ai, mă, dați-mi și mie drumul, că stau dezbrăcată cu pasta în mână de 10 minute. Ce aveți, fraților, cu mine? Lăsați-mă să mă spăl! Ne-am mărit! Da! Iar nu mai merge, mi-a oprit apa de la... A băgat ăla, dar a oprit... Păi, Cosmin, ei! Vezi, bă, că nu mai merge apa iar aici, Cosmin! Sunt goală cu pasta de dinți în mână. Am stat așa aproximativ 15 minute, într-un cort în care bătea soarele direct. Ia dăm să văd cum ai tu patul, ciumă. Hai, mă, că-i bătaie de joc, mă! E bătaie de joc ce-i la mine rulată! Bă, Jackson are pat cât 6, bă, ce pat mi-ai dat mie, mă! Asta, doar cu ea! Eram foarte curioasă să aflu cum arată rulota lui de când am pus primul pas în rulota mea. Du-te, naibii, câta rulota ai, nu-ți e rușine! Ce câta rulota, mă? Ia intră și uite-te la pat, mă! Da, într-adevăr, am sufragerie, am... Râzi, ce aveți, mă, cu Dorian? E oribilă, bă, Jackson! Bă! Zici că e tren personal, jur. Are o măsuță cu niște scaune, cu niște bănci. Oglinda ai bună? Hai că-mi fac anticearcă. Rulota mea o bate pe rulota lui Dorian. Rulota lui Dorian e pe ultimul loc, a mea pe penultimul și după aia restul. Prețioșii. Hai să mâncăm, John, lasă patul, mâncarea e mai importantă ca orice. Bine că a venit și Dorian, că poate se mai împarte treaba acum la mai mulți. Facem mai puțină treabă și noi, nu? Scuze, Neamărin. Da. El e prezentatorul, da? Nu, ei sunt prezentatori. Hai să le punem la muncă și eu, da. Bine zice, prezint eu și joacă ei. Stai cum uite, fie... Băi, uite, ruginitul ăsta pe mine mă deranjează foarte tare, mai ales de dimineață. Cum atate halez că suntem neamuri, nu mai pot să scap. Dar pe ăsta, dacă începe cu de-astea, pus la treabă... Noi nu facem ceea ce trebuie sau nu e de ajuns ceea ce facem. Nu mai mulțumim lumea. Nu mai mulțumim lumea. Tatiana cu el, Trapesca, iese tare rău. Asta e de... Cu Liviu? Liviu, da. De unde simpla noastră prezență, în trecut, lumea era foarte bucuroasă când doar ne vedeau. Acum, colac peste pupă să facem și moment. Noi eram obișnuiți, doar apăream, luam microfonul în mână, spuneam două vorbe, toată lumea. Bravo, bravo. Când vreodată ăsta prezentator? Siminica cu fața aia. Nu, nici nu vede lumea, de ce? Aia care sunt acolo, e trebuie să meargă cum? Trebuie să-i pui în picior? Dacă îi dai haina aia mea pe el, zici că e haina singură, umblă singură. Lui Cosmin cel mai bine, lui îi stă în circ. Pe cuvânt, el poate să facă foarte multe momente. El poate să fie omul tăiat de la jumate, că el n-ajunge în cealaltă jumătate. Îl bagi în cutie, el n-ajunge, picioarele n-ajunge în jumătatea asta. Îi se vede capul aici, picioarele scos la mișto, două picioare de aia de plastic. Poți să tai la de aia, poți să tai și mai sus. Cum să prezinte fără prompter? Dacă îi pui prompter acolo, poate. Dacă îi luăm casca și prompterul, atunci rămâne pe întuneric. Rămâne cu momentele astea umoristice ale lui, simpla apariție, umor groaznic de interesant. De îi pui un nas de la rotul roșu și o peruc. Și lași, nu-ți zici să-ți facă nimic. Și doar intră, trece odată așa prin mijloc și pleacă. E angajat din prim. E angajat, mă. Nu să facă nimic. N-ai cum să concurenți cu el. Lasă să-i prezinte ăștia tot ce pot prezenta, că asta fac acum, prezintă toate emisiunile. Dice alta afro foarte faina. A. Ați văzut vreodată ala de prosoape? Ala e tare. Care? Ai văzut, mă? Voi doi. Ce? El...
Băi, ăla cu prosoapele, bine, vă pune să. Și apăreți dezbrăcați, doar vă puneți slip pe voi și e foarte tare. Și tot timpul te învață asta, băi. Pac, acum arunci prosop, foarte mișto. Și toată lumea, șau. Și să dezbrăcat tu poți să ești nebun. Lasă-mă că e bine. Da. Da, dezbrăca nu eu, dezbrăca la televizor. Băi, dacă faci cu Dorian e tare. Cu tricou dacă mi fac cu Dorian care ce să arate. Eu dacă mă dezbrac, se închide circul. Eu nu vă mint. Două zile de ratizare obligatorie, una la mână că n-avem duș și a doua nu pot. Mobidic a ieșit de două, l-a prins o dată pe Mobidic, nu mai prins a doua oară niciodată. Nu pot să fac că trupul nu mă ajută. Eu nu mă dezbrac. Fara tricou? Nu. Nu pot. Nu pot că nu pot să mai arăt cu trupul ăsta la televizor. Și când am avut pătrățele, pe cuvânt eu nu m-am dezbrăcat. Ce face Papei Marinaros? Am nevoie. El e foarte musculos. Da. Asta place la lume. Așa? Are musculosoape dezbrăcat. Așa? Eu dacă aveam pătățelul lui, eu nu mai dezbrăcat. Eu nu văd. Ce dacă nu, dacă eu aveam trupul lui, în martie, pe 2-3 cunde de soarele, eu mergeam numai la Bustugur și ziceam, mamă, ce căld a venit, vara asta de... Eu orice găseam, mă dezbrăcam. Ce mai faci? Bine, ce orice fac cu zona, este ok. Să te am un pic, că ce cald e la mola aici, uite, mă dezbrăcam. La film, pântuneric mă dezbrăcam. Edi a fost și el invitat la micul nostru dejun și l-a servit și pe el Neamărin cu o responsabilitate. Fă-le pe astea să se miște, fă-i pe ăștia să facă ceva. Sper că o să-i și reușească până la sfârșit. Eu nu bag mâna în foc pentru mine. Ce vrei să faci, domnul Cosmin? Ce aș fi vrut să încerc chestia aia cu balonul, mi s-a părut foarte tare, da. Poate te să fugi, nu te mai găsim un balon. Așa e, auzi, eu l-am făcut, să știi că mi-a ieșit balonul. Aș încerca, da, că l-ai făcut. Nu, stop. Gândiți-vă dacă veniți cu niște lucruri noi. Cosmin a văzut el pe net ceva cu apă și ar vrea să facă cu Maurițiu. Și a zis foarte bine. Mariță, de acord? Da, Neamărin. Facem împreună. Și dacă tot schimbăm, ar trebui să schimbe și Neamărin. Sandy! Mizeria aia de final, 30 de secunde. Ata, pa, pa, pa. Pune-l să sară, să dea peste mă, cap. Fac, mă, fac. Să facă un trapez. Să facă o din aia, uite, cu cercuri. Să facă cu prosopul. Cu prosopul. Eu vreau să fac cu prosopul, până am bine. Cu prosopul. Avem cu prosopul în aici, se închide. Acum se închide circul. Cine mai dă și în judecată, Beruci. Arată mai bine decât... Arată mai bine ca noi? Da. Să nu facă cu prosoapele, să facă, uite, la panglici. E puternic, da. Moșu. Are brațe, se duce la sală. La 62 de ani? Noată. Sau să ia notă așa, spre Bulgaria, încolo. Și noi îl filmăm vine. Și la final, după ce ajunge, după 3 săptămâni, facem... Tara! Și apare el, vine el, vede el când vine. Ei doi face număr, vedem dacă împreună, ei doi, da. Sau cu Ivane. Exact. Ar fi super. Voi, tango, voi, blonda și ea. Bomba. Așa. Da. Dacă tot i-ați dat înălțime aici, haide să vedem până unde putem ajunge. Și o să mă urc pe eșarfe. Am auzit întreacăt că Jorge a avut nu știu ce număr la eșarfe și wow, cum a fost Jorge, cât de tare. Și am stat, eu m-am gândit, dar stai mă, dacă Jorge a putut la eșarfe, nu e că Jorge e vreun sportiv sau vreun dansator sau vreun acrobat. Zic eu, de ce să nu pot? Mâine seară, la malul mării, vedetele fac valuri. A, nu pot să cred. M-au luat nervii aia, mă. Stai că vă arăt eu glumă! Cine, mă, mica? Nu vă puneți cu nebunul. Hai să-mi glumă, glumă, glumă. Petele m-au atacat și pe mine. O destrăbălare și o nebunie. Iar Neamărin, zeu al faptelor bune, nu-i va lăsa să respire nicio clipită. Dar numele trebuie să respire? Aoleu! Andrei, ce trebuie cu asta că... Face băiatul treaba, face, ești nebun, ia uite. Păi, păi asta grea ne-ai dat-o, dă-i-te. Mama mea! Păsele, și tu ce faci, trăiță? Cod nisip proaspăt pentru noua grădină. Urât a fost. Nu mai țipa prostul. E prost ăsta. Dar toți își vor găsi momentul ideal să facă ce-i taie capul. Să iasă din el, să se lepede. Să iasă toți din Neamărin. Să iasă, să se prăvălească. Și a început nebunie. Să nu-ți cadă dantura că abia ai pus-o. Aia nu-i dantura, stai un pic. Și aia e agresie, nebunule. O ieși din el, înțeleg? Exorcizarea. Asta să fie ultima lovitură cu praștia. Arde-l că a greșit! Așa mă bucur că mai ia cineva putere. Totul se va trăi la turație maximă, de la munca de jos, din spatele grajdului. Uite ce c***uță! La muncă! De vreo 10 ani mi-a ajuns. Pe legar, că de struț, de găini. Ia uite! Să omoare roaba, nu alta! La cea din înaltul cupolei, unde nu toți se simt bine la înălțime. Uite, mă, ce-a spus!
toată viața mea m-am visat la trapez. Dă-mă jos! Dă-mă jos! Mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică, Doamne, ajutor! Păi, fraților, nu e de glumă. Vă dă-mă jos că mă panichez, ai auto razna? Doamne, tataie, de unde ești? Nu mai fac nimic, nu mai fac nimic, că mă dă stări de-asta de... Dar efortul va fi răsplătit de aplauze sincere și mulți fani. Băi, fraților, nu e ușor deloc ce s-a întâmplat acolo. Peste 1000 de înscriși la spectacol. Doamne, iartă-mă. Îi bag o umbrelă în gât. Dă-o cu acolo. Groaznic de lăgios și de vorbăreț. Nu pot să stau aici, nu pot să stau aici. A plecat. De foarte mult timp nu l-am mai văzut atât de nervos. Și îmi pare rău, dar nu se poate să ne distrage să fie așa frumos și după aia să se sfârșească așa. Sper că înțeleg, băieți.